Salut, dragilor! Suntem la garaj la Macaplight. Avem astăzi în lucru și un Jeep pentru navigație și un Hyundai care vine cu player de fabrică, cu cameră de mașalier de fabrică. Noi am demontat, am verificat camera originală. A intrat apă fie de la spălătorie, fie de la sare. Aceasta s-a defectat. În schimb, tutorialul nostru este despre cum putem monta o cameră aftermarket pe unitate OEM la Hyundai. După cum vedeți, am găsit mufa de la cameră. Am decapsat capacul portbagajului. Acesta este prins în 4 șuruburi în cruce. După care trageți ușor de el, avem găurile de ghidaj pentru capse, se pune la fel de ușor înapoi. Mufa de la cameră o vedeți aici, unde am făcut noi inserția camerei aftermarket. Am verificat funcționalitatea, ea merge. Pentru firul de plus de pe mașalier vom folosi o lampă de control. Aceasta vine montată pe minus, un minus găsiți la ancorarea motorașului de ștergător spate. În momentul în care băgați în mașalier, puneți contactul și băgați în mașalier, pe unul dintre fire va veni un 12 plus, semn că unitatea alimentează camera de pe spate. Noi aici avem roz, sper că se vede, noi aici avem roz pentru plus, maro pentru minus, iar firul galben este intrarea video. Am scos camera originală. Montajul camerei aftermarket se va face tot în suportul camerei originale, să fie cât mai frumos, să fie cât mai elegant, să nu necesite alte găuri date în mașină. Cu o freză în trepte, după cum vedeți, am pus-o pe bormașină. Vom găuri capacul camerei originale. Camerele aftermarket pe care noi le comercializăm vin cu două sisteme de prindere. Se desfiletează. Acesta este un sistem de prindere. Celălalt, să vi-l arăt, este cu două cleme tip fluture. Vom folosi sistemul de prindere prin capsare sau tip senzor, să-i spunem așa. O înfiletăm bine. După ce am găurit cu freza, să spunem, suficient de mult să treacă camera, vom prinde tot ce am demontat înapoi, suportul de cameră, iar aceasta va intra în suportul ei original, după care o lăsăm desfăcută, vom monta totul înapoi pe haion, urmând ca la final să-i facem reglajul, vedeți? Ea se învârte. De ce spun la final? Pentru că vom închide portbagajul cu camera sus, ea ieșit în afară, și vom îndrepta camera, după care o clipsăm. Apăsăm pe ea în momentul în care pe display-ul din față ne indică dungile drepte. Dacă o punem mai strâmb, trebuie să demontăm totul înapoi și să intre drept. De la camera originală, după cum vedeți, ne-a rămas mufa și suportul. Vom dezlipi firele, vom decapsa firele. Vedem intrarea în mufă. Așa cum am spus, roz pentru plus, galben pentru semnal video, maro vom avea masa. Le vom găsi și la capătul celălalt, unde vom conecta camera. Aici, ce vedeți, am făcut probă să știm că unitatea funcționează cum trebuie pe camera de mașalier. După care unim cu firele de la mufă, urmând la final să clipsăm mufa și să vedem dacă ea funcționează. După cum vedeți, am făcut montajul camerei originale înapoi. Încă nu am clipsat, o vom clipsa după ce o montăm sus. Pierceaurile de la camera aftermarket, galben pentru video, roșu pentru alimentare. La fel am pus aici ircea galben alimentare, jack roșu, ircea galben video, jack roșu alimentare.
am folosit mufa originală. Corespondența firelor de vă povesteam mai devreme le vom găsi aici și le urmărim până în locul în care mufăm camera aftermarket. În caz că se mai defecta, vom înlocui doar mufa, nu tăiem firele mașinii sau ne lipim pe instalația mașinii. Așa este și mai profi să folosim, mufa. Camera aftermarket o vom introduce pe locul celei originale. După cum vedeți, să aveți grijă la cele două lamele de aluminiu pe care le-ați văzut. La final, repet, la final vom împinge camera. În spatele haionului, să spun așa, nu știu dacă se vede. În orice caz, avem o protecție, să spunem, sau un opritor să nu iasă camera în afară. Se pune între cele două lamele de aluminiu și se împinge. Atunci camera este fixată, după care vom monta cele două RCA-uri, de preferat să dăm cu un pic de bandă, vom strânge firul și vom vedea funcționalitatea, după care reglăm și camera. După cum vedeți, în momentul cuplării pe mașalier, camera funcționează. Învârte un pic dialul, ci? Vedeți? Despre asta povesteam la reglaj. O să coborâm cu unitatea pornită în mașalier, o să coborâm haionul. Urmând să ne uităm pe display, să vedem exact locul în care aceasta este dreaptă. Acesta a fost montajul pe Hyundai, cameră aftermarket pe display-ul original, pe unitatea originală a mașinii. Sunt Mihai Nistor de la Garaj la Macaplight. Vă mulțumesc că